Și aici vom avea exemple, sau câteva exemple foarte bune de companii listate. O să le invit pe rând și pentru fiecare dintre aceste companii am pregătit o scurtă introducere în temă. Probabil ați văzut deja care sunt, deci n-ar mai fi o surpriză în acest moment. Vorbim despre 50 de țări din întreaga lume care utilizează energia nucleară și aceasta furnizează 11% din consumul de energie totală. Tot în lume sunt 450 de reactori nucleari, conform datelor World Nuclear Association. În România avem doi astfel de reactori nucleari, care în 2017 au generat 18% din electricitatea țării și care, sunt convinsă că știți, sunt în posesia Companiei Naționale Nuclear Electrica. Eu, în calitate și de investitor, dar și de observator, văd adesea informații legate de oprirea sau repornirea sau ce se întâmplă cu aceste reactoare nucleare. Pe de altă parte, cu siguranță, un subiect de interes va fi și subiectul dividendelor suplimentare. Vom vorbi însă despre cum traducem activitatea nucleară electrică, care este totuși o activitate aparte și poate pe locuri mai dificil de înțeles, cu Valentina Dinu, șef departament comunicare și relații cu investitorii, care face parte din echipa nucleară electrică de aproape 10 ani și o invit alături de mine. Bună ziua, Mariela! Nu mai vine jos. Hai, cum? Bun găsit, Valentina! Bine te-am găsit, Daniela! Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit pe toți! Cum putem traduce ce face nucleară electrică așa, pe înțelesul? Foarte simplu. Nucleară electrică produce energie, dar produce energie nucleară. Este singurul producător de energie nucleară din România. Avem centrala nucleară de la Cernavodă, care operează două reactoare cu tehnologie CANDU. Asta înseamnă că aceste reactoare folosesc uraniu natural ca și combustibil și apă grea ca moderator și agent de răcire. Aceasta ar fi diferențele specifice între orice alt tip de reactor utilizat la nivel internațional, celelalte utilizând evident uraniu îmbogățit. Prin producția celor două reactoare, fiecare cu o capacitate instalată de 700 de MW, nucleară electrică acoperă undeva la 20% din necesarul de consum al României. Avem o fabrică de combustibil la Pitești care produce fasciculele de combustibile necesare operării, se introduc în vasul calandria din reactor și prin normal reacția de fisiune se produce energia nucleară. Aceasta ar fi nucleară electrică în mare. Cu siguranță că energia nucleară este un domeniu destul de dificil de înțeles și pentru că este un domeniu extrem de tehnic și de foarte multe ori nu poate fi tradus pe înțelesul tuturor fără a distorsiona sensul tehnic a ceea ce vrem să spunem, face acest domeniu cu atât mai dificil de explicat diferitelor categorii de stakeholder. Investitorii, acționarii noștri sunt evident mare parte din ceea ce înseamnă categorie de stakeholder și pentru că tot vorbim de bursă și de un producător nuclear listat la bursă, aș vrea să mă refer pe scurt la ce înseamnă relațiile cu investitorii din punctul de vedere al nucleară electrică. Am avut, să zic așa, și norocul și provocarea să fim primul producător listat în 2013 la foarte mulți ani după Transelectrica și a trebuit să învățăm făcând ce înseamnă relațiile cu investitorii și dacă inițial, făcându-ne temele și căutând informații, ajunseseră la început la concluzia că e un fel de interfață între emitent, acționari, investitori, potențiali investitori. Astăzi, la 5 ani de la listare, aș vrea să spun că IREU-ul este de fapt o funcție strategică. Și IREU-ul trebuie să funcționeze ca o platformă de livrare de informații, dar nu orice fel de informații, ci informațiile relevante, contextualizate, pentru a ajuta acționarii, investitorii să ia decizia corectă de investiție. Cu alte cuvinte, un emitent are obligația de a pune la dispoziție acționarilor săi toată informația de care depinde o decizie corectă de a investi. Bineînțeles că IREU se suprapune foarte mult, din ce în ce mai mult,
cu ceea ce înseamnă guvernanță corporativă și din punctul ăsta de vedere vorbim odată de comunicare instituțională pe acest plafon de, de stakeholder, care înseamnă informație completă, un nivel ridicat de acuratețe, înseamnă informație la timp, pentru că un acționar, un investitor nu are timpul și nu trebuie să aștepte după emitent să îi livreze la un anumit moment informația, decizia de investiție depinde foarte tare de momentul livrării informației. În general, te rog. De aceea Nuclear Electric a lansat și o aplicație de mobil. Sigur. Am lansat o aplicație de mobil pentru că trăim într-o lume în care tehnologia este parte importantă din viața noastră a tuturor. Și accesul facil la informații este un must-have pentru un emitent. Pe de altă parte, aș vrea să spun că dincolo de orice inovație tehnologică și de orice tehnică de comunicare cu eu, acționarii tăi, cred că comunicarea directă, interrelaționarea directă cu aceștia este cea mai bună metodă și dacă ne uităm la ceea ce înseamnă IRE în Marea Britanie și au o istorie așa de vreo 30 de ani și încă spun că sunt la partea de profesionalizare a acestui domeniu, o să spună că relația directă dintre emitent, management, IRE și acționar a rămas baza IRE-ului și cred că asta va rămâne neschimbată. În perspectiva unei companii de producătoare de energie nucleară, care sunt indicatorii la care ar trebui să se uite? Care sunt cei mai relevanți? Este o întrebare pe care... Și pe care îi prezentați voi, nu știu, producția... Nu, voiam să spun că toți investitorii pun această întrebare invariabil pentru că ajungem la domeniul de gestionare a factorilor care impactează compania implicit riscuri. Și suntem întrebați, în primul rând, de piață. Și pentru toată lumea de aici aș vrea să spun că dacă vă hotărâți să investiți într-un producător de energie, trebuie să țineți în primul rând cont de piață, pentru că producătorii de energie din România nu sunt formatori de piață, sunt participanți la piață. Asta înseamnă că depind foarte tare de fluctuațiile de preț din piață. Dacă prețul energiei crește, atunci, în mod evident, rezultatele financiare vor fi direct proporționale. Dacă, dimpotrivă, se întâmplă ceva în piața de energie și prețul scade, evident că un producător de energie simte acest lucru. După care mai sunt diferențele specifice între producători. Una este un producător în bandă, cum e Nuclear Electrica, și alta este un producător, cum e, de exemplu, Hidroelectrica, care mai poate beneficia și de piața de echilibrare. Și trebuie să țineți foarte bine cont de aceste aspecte. O altă întrebare legată de factori sunt investițiile, pentru că tot vorbim de domeniul nuclear, lumea are întrebări de la partea tehnică, de la partea de tehnologie, partea de gestionare a deșeurilor radioactive, până evident la partea financiară în ceea ce privește proiectele de investiții ale Nuclear Electrica, cu referire mare la două dintre ele, tehnologizarea unității 1. Și proiectul unităților 3 și 4. După care, o altă componentă importantă ar fi, pentru că este acest shift pe piața internațională, cel puțin din perspectiva IRE-ului, către investitorii sau acționarii pasivi, aceia care cumpără și rețin după strategia hold and buy. Și cred că și Nuclear Electrica, cred că cei mai mulți investitori în Nuclear Electrica se înscriu în această categorie de buy and hold. Și pe aceștia interesează strategia pe termen foarte lung a companiei și implicit în contextul internațional, care este viitorul energiei nucleare. Și cu permisiunea ta am să fac puțin referire la ceea ce înseamnă politică energetică la nivel european. Spunea cineva mai devreme, vorbeai chiar tu de sustenabilitate și de politicile de mediu. E bine, politica europeană energetică are un accent major pe decarbonizare, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Are și niște ținte foarte clare, o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 40% până în 2030 și o țintă extrem de ambițioasă cu aproape 85% până la nivelul anilor 2050. Și ca răspuns la aceste strategii europene există, bineînțeles, energia regenerabilă, care este foarte ok din punct de vedere al mediului, dar în aceeași măsură trebuie să fim extrem de realiști și să ne gândim la ce înseamnă doar componenta de regenerabilă asupra unui sistem energetic, pentru că într-adevăr produce niște dezechilibre, pentru că într-adevăr are o fluctuație destul de mare și un factor de capacitate destul de scăzut dacă bate vântul
avem, dacă e soare avem, dacă nu trebuie, în mod evident, obiectiv să ne bazăm pe altă sursă de energie. Și aici intervine energia nucleară și hidro, iar din punctul ăsta de vedere, există recent un studiu realizat de MIT, Universitatea din Massachusetts, care spune că energia nucleară este singura sursă fermă care ar putea să ofere stabilitate sistemelor energetice în contextul acestei politici de decarbonizare. Și atunci, da, energia nucleară, în mod evident, are un viitor pe termen lung. A răspuns parțial la întrebarea despre perspectiva energiei nucleare, dar poate poți să ne pui puțin în context și decizia Germaniei apropo de închiderea tuturor reactoarelor, dar și perspectiva pentru România cu extinderea și apropo de investiții. Hai să încep cu Germania, că este mult mai simplu și nu am mult de comentat. Decizia Germaniei, din câte știu eu, este o decizie politică. Am văzut recent anumite manifestații în Germania care, după foarte mulți ani, veneau să promoveze energia nucleară și rolul acesteia, pentru că da, orientarea Germaniei spre energia verde și regenerabilă a venit cu un cost și a venit cu un cost în special pentru consumatori. Pe de altă parte, Germania este un importator de energie și paradoxul este că importă această energie din Franța, care produce energie nucleară în procent de aproape 78-80%. Bun. Revenind la România, în ceea ce privește viitorul energiei nucleare prin prisma noastră operatorului, pot să mă refer odată la retehnologizare. Din punct de vedere tehnic, retehnologizarea înseamnă înlocuirea canalelor de combustibil în vasul Calandria în reactor. Din punct de vedere al producției, după o perioadă de oprire de 2 ani de zile, înseamnă o prelungire încă 30 de ani a vieții reactorului unității 1 la mai puțin de jumătate din costurile unui reactor nou. În aceleași condiții de securitate nucleară, pentru că securitatea nucleară pentru orice operator de centrale nucleare e prima prioritate dincolo de orice altceva. Din punct de vedere al costurilor, deocamdată estimat prin metoda benchmarking-ului, pentru alte unități CANDU care au trecut prin acest proces de retehnologizare la nivel global, vorbind o sumă undeva între 1,2-1,5 miliarde de euro. Iar celălalt proiect sunt unitățile 3 și 4, proiect care într-adevăr a început de mai mulți ani din 2008, au mai fost o serie de investitori, s-au retras în urma crizei din 2008-2009, proiectul a fost reluat printr-o nouă strategie în 2014, a fost calificat un singur investitor, China General Nuclear Power Corporation, cel care face și proiectul din celor două unități din Marea Britanie de la Hinkley Point C. În prezent se negociază ultima fază a negocierilor, actul constitutiv pentru înființarea noii companii de proiect, companie de proiect cu o durată de 2 ani de zile în care se va decide structurarea finanțării proiectului. Se vor contracta serviciile de construcție, proiectare, inginerie, după care această companie de proiect se va transforma într-un producător independent de energie. Evident că investitorul va deține pachetul majoritatea acțiunii undeva la 51%, restul fiind deținut de statul român cu 49%. Un alt aspect important, pentru că știu întrebările de la acționari și investitori, este câți bani cheltuiește nucleară electrică în această poveste. Și am să vă spun că foarte puțin, este vorba de doar 2 milioane de euro care vor fi capital social la noua companie de proiect. Restul contribuției nucleare electrică este exclusiv în natură, cu activele, care se află pe amplasamentul CNE Cernavodă, și a statului român prin apa grea pentru răcirea reactoarelor. De asemenea, nu numai că nu punem foarte mulți bani, dar mai vrem să și câștigăm din acest proiect, în sensul că vrem să contractăm operarea și mentenanța reactoarelor 3 și 4 și de asemenea să valorificăm și potențialul de livrare de fascicule de combustibil nuclear de la FCN Pitești către noul producător independent de energie. Îmi place foarte mult cum o doamnă descrie acești termeni. Foarte tehnici. Apropo de termene, când se va închide reactorul 1 pentru retehnologizare și cât va dura, mai spus, 2 ani? 2 ani. Această închidere efectivă va fi între decembrie 2026 și decembrie 2028. Ok.
Okay. Și celălalt proiect cât ar putea dura și care ar fi Pe compania de proiect, așa cum ziceam, 2, maxim 3 ani. Construcția reactoarelor este planificată să dureze 6 ani de zile, deci dacă lucrurile merg conform planului, am putea vorbi de intrarea în operare a reactoarelor 3 și 4 undeva în 90 ani de acum încolo. Ok, deci investiția... Adică vine la fix în momentul în care vor fi scoase din urs foarte multe capacități convenționale și aici mă refer la cărbune. Deci cu siguranță o investiție într-o companie cum este nuclear electrică trebuie privită pe termen mediu spre foarte lung. Absolut. Este o întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez acum din perspectiva ta. O să ne spui cum vrei să răspunzi. Cum vedeți includerea nucleară electrică în fondul de investiții prin ordonanță de urgență și riscul ca statul să pierde controlul asupra acestei societăți strategice pentru România? Eu, din punctul meu de vedere, pot să spun că știu că se discută despre înființarea acestui fond. Din punctul de vedere al nucleară electrică, atâta timp cât compania poate să-și ducă mai departe investițiile, atât curente, cele în securitate nucleară, cât și proiectele majore, fără a fi afectată într-un fel, nu văd nicio problemă. Ce preț consideră bordul nuclear electric că ar fi just pentru acțiunile prețul de piață? Este o întrebare dificilă pentru... Da, este o întrebare dificilă pentru că depinde de foarte mulți factori, însă ceea ce pot eu să spun și dacă vă uitați pe rapoartele noastre și pe trendul din ultima vreme, care este unul de creștere, și pe faptul că nuclear electrică este o companie solidă. Este o companie solidă, orientată către piață forward, orientată către stabilitate, predictibilitate, pentru că sunt în același timp trăsături ale unui operator nuclear, nu poți să te joci foarte mult pe spot. A spune că din toate aceste considerente, aș îndrăzni să spun că prețul acțiunii nuclear electrică este un pic subvalorat. Și în încheiere, care este activitatea sau abordarea nucleară electrică apropo de sustenabilitate și impactul asupra mediului? Am avut politici de CSR de foarte mult timp, mai ales în ceea ce privește comunitatea locală. Pe de altă parte, cred că ce face compania prin producția de energie nucleară este o politică de CSR în sine, pentru că am să vă spun doar așa, prin operarea unităților 1 și 2 de la Cernavodă, de la punerea lor în funcțiune și până acum, am evitat eliberarea în atmosferă a 150 de milioane de tone de dioxid de carbon. Nu-i puțin. Merită aplauze, eu aș spune. Duce către acest deziderat, că de asta suntem și parte importantă a soluției de decarbonizare. Și o creștere a aprecierii față de energia nucleară la nivel internațional, chiar și în Europa, adică vorbim de foarte multe state europene, care pentru 2050 se orientează către construcția de unități nucleare, pentru că trebuie să pună ceva eficient în mixul energetic care să aducă stabilitate. Valentina Dinu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi la Forumul Investitorilor și cred că mai rămâi, nu? Da. Mulțumesc și eu!